Am o idee pentru cei nehotărâți care n-au nicio treabă cu duminica alegerilor, așa cum sunt eu. De fapt, nu e ideea mea, nu e o idee originală, o găsiți în multe țări ale lumii. Nehotărâții, dar care vor totuși să se ducă la vot, au opțiunea pe buletinul de vot, după toată lista cu cei propuși la alegeri, opțiunea e none of the above, adică împotriva tuturor. Nu mă regăsesc în niciunul din candidații propuși. La noi nici măcar la nivel de dialog, de discuție, nu există propunerea asta, ideea asta. Bulgarii, când și-au ales primarul capitalei, primarul Sofiei, au avut posibilitatea asta pe buletinele de vot, după toți candidații propuși, era acolo opțiunea asta. Împotriva tuturor, nu mă regăsesc în niciunul din cei pe care mi-ați propus. În Franța, la nivel de discuție, la nivel de dezbatere, există ideea ca dacă numărul celor nemulțumiți e mare, să se refacă alegerile, dar cu alți candidați. Mamă, ce tembăleu ar fi la noi! Dar uite, o idee bună pentru cei nemulțumiți, măcar la nivel de dezbatere să o avem. Ăștia nemulțumiții să se ducă la vot, dar să aibă ce vota. Împotriva tuturor. E o idee. Aveți curaj?